Alături de mine, în această emisiune, doi oaspeți importanți, le mulțumesc mult pentru prezență. Mihai Iosif, bună seara! Bună seara! Mihai Stoica, bună seara. Mulțumesc de prezență. Aș începe cu dumneavoastră, să vă întreb prima dată ce s-a întâmplat cu Baia Mare, de ce ați plecat, că na, multă lume s-a întrebat totuși care a fost motivul, cum s-a produs despărțirea și așa mai departe. În condiții amiabile, nu a fost să fie, nu... N-am mai fost pe aceeași undă, m-am rămas prieteni și viața merge înainte. Vă reproșați că ați dat curs ofertei? Am văzut ce ați găsit? Nu îmi reproșez nimic. Nu îmi reproșez nimic. Am avut la momentul respectiv două oferte din Liga 1, neoficiale, doar la cadru de discuții. Atunci, exact în același moment. De la ce echipe? Nu au fost oficiale, au fost doar la discuții telefonice. Dar îmi dădusem cuvântul celor de la Baia Mare și m-am dus acolo. Nu regret nimic, viața merge înainte. Sunt sigur că ne salvam și sunt sigur că echipa, chiar dacă este într-o situație destul de grea, se va salva. Uh-huh. Relația cu Miriuță care a fost? Ok. Pentru că am văzut diverse interpretări, că s-ar fi băgat peste dumneavoastră, că au fost niște neînțelegeri, că din cauza asta s-a produs ruptura și așa mai departe. E bine să le lămuriți sau să spuneți dacă e. Nu ceva... am avut nicio certă, nicio discuție în contradictoriu, absolut nimic de împărțit cu el. Am fost mereu unul lângă altul, atât. Efectiv, nu, nici cea mai mică discuție în contradictoriu. Tot ce am vorbit în folosul echipei, așa cum am crezut noi. Ce se speculează și... Eu rămân prieten cu el în continuare. Ați antrenat la prima ligă, pe care ați mers la liga a doua și evident că puteți să faceți o comparație. E diferență mare de nivel, de condiții, de habar n-am, valoarea jucătorilor, de absolut tot? În momentul ăsta este o diferență destul de mare și liga a doua, ce am găsit-o acum, a fost mult inferioară celei cu care am promovat cu Rapid. Craiova, Rapid. Farul, Cluj, Chiajna era bine, Cicșere, dar erau echipe foarte, foarte bune. Uh-huh. Dar este o diferență. Spuneți-mi, din momentul în care ați anunțat despărțirea de Baia Mare și până acum, că au trecut vreo 2-3 săptămâni, nu? Două săptămâni, ok. V-a căutat cineva? De la Liga 2, de la prima ligă, nu neapărat. De la Liga 2, două echipe. De la Liga 2, două echipe. Da. Și în ce stadiu sunt? Discuții, păi acum este play-off, play-out, vedem pe viitor. Deja acum nu știu ce s-ar mai putea face la vreo echipă. Nimeni nu poate să schimbe vreun obiectiv acum. Toți, unii vor să promoveze, unii să se scape. Cam altceva nu ai ce obiectiv să ai. Am uitat. Și spuneți că până în vară, practic, expectativ așa. Nu se știe niciodată, dar momentan... Bun, și încă un lucru, pentru că discutam și înainte de emisiune... E adevărat că singurul meci al celor de la Baia Mare pe care eu l-am văzut în această primăvară a fost meciul cu Buzău. Și am rămas realmente șocat, dar șocat la propriu, de modul în care arată gazonul. Da, e un gazon prost. Asta n-am înțeles-o la meciul cu Chiajna, de exemplu. A plouat. Pentru mine asta a fost ceva de neînțeles. A plouat, arbitru a amânat meciul. Sâmbătă trebuia să se joace pentru a juca duminica în aceleași condiții. Eu ca antrenor mi-am motivat jucătorii într-un fel pentru sâmbăta respectivă, toată pregătirea mea. Ce face orice antrenor și ce se face la orice club? Nu, zici, bă, joc sâmbătă, stai, îmi fac fiecare minut, program, cum motivez, când. Toată motivarea aia s-a dus. Nu spun aici că dacă jucam sâmbătă, îi băteam pe Chiajna și, mamă, ce făceam noi. Nu, sub nicio formă. Dar asta n-am înțeles-o. N-am jucat sâmbătă ca să jucăm duminică în aceleași condiții. Ăsta e gazonul de la meciul cu Buzău. Aproape că nu se putea pasa totuși la firul ierbii. E bine mult spus firul ierbii, că era ceva... La sol, spune la sol. Și ceva, un câmp de cartofi, pentru că realmente așa părea. Nu ai cum așa. Eu cred că cei de acolo vor pune lucrurile. Se îngrijește cineva de acest gazon sau e lăsat așa? Nu, se îngrijește cineva. Nu știu, pricep nici chestiile cu solul, cum chiar nu mă pricep. Sunt oameni acolo care au încercat, a plouat. Echipa se antrena pe terenul mare sau aveați o bază de pregătire?
ne-am trenam și pe terenul mare, mai era un teren pe lângă, pe acolo, pe lângă terenul mare și mai ne trenam undeva la 10-15 km de Baia Mare. Da, nu știu, eu am rămas surprins, evident, în mod negativ de cum arăta gazonul, că ar fi doar la Baia Mare. Problema este că am văzut chiar și pe la prima ligă gazoane. Sunt multe asemenea situații și în Liga 1 și în Liga 2. Spuneam că știți ce s-a întâmplat aseară cu anunțul făcut de Federația de Fotbal Maghiară, care are permisiunea UEFA de a flutura, de a prezenta, de a avea pe stadion la meciurile naționale Ungariei steagul Ungariei Mari. Ceea ce, practic, a șocat pe multă lume acest anunț. De ce? Pentru că lăsa să se înțeleagă că UEFA e de acord cu o astfel de politică revizionistă. Ei bine, în această dimineață, Federația Română de Fotbal a prezentat ce răspuns a primit de la UEFA și care contrazicea întru cu totul, practic, ceea ce prezentase forul de la Budapesta. Vreau să vedem această precizare a Federației Române de Fotbal. Repet, practic, e un răspuns pe care l-a primit de la UEFA. UEFA nu a autorizat și nu va autoriza afișarea simbolurilor menționate de Federația Maghiară la meciurile organizate la nivel european. Considerăm că Federația de la Budapesta a greșit făcând anunțul respectiv, întrucât afișarea acestor simboluri reprezintă o abatere de la prevederile regulamentului disciplinar UEFA, mesaje cu conținut provocator și sau politic, iar FRF va sesiza cu siguranță Comisia Disciplinară dacă va fi cazul. Foarte interesant, primul meci pe care Ungaria îl joacă pe teren propriu după aceste evenimente este mâine seară, un meci amical cu Estonia. Estonia, da. La care, din ce informații am, este deja sold out. Înțeleg că e un sistem foarte ciudat cu 30.000 de abonamente pentru meciurile naționale. Înțeleg că nu mai sunt bilete pentru acest meci. Atenție, meci amical. Ei vor debuta în preliminari în 27 martie. Cu Estonia, unde se află Am vorbit cu Tam și ieri și azi. Pe mine m-a interesat mai mult starea lui de sănătate. Și care mai e starea lui? E bine, probabil că va juca 45 de minute mâine în amicalul ăsta și să poată juca 90 de minute. E un jucător foarte important pentru Naționala Estonia. Să joace 90 de minute în luni, parcă joacă... În preliminari. Da, în preliminari. Deci dar nu, chiar nu știam de povestea asta, că e sold out. Eu așa am înțeles. Știu pe cineva care a dorit să cumpere bile și nu mai erau. Fantastic. Efectiv, da. Ceea ce mi s-a părut uluitor. Aș fi înțeles, dar chiar și atunci eram puțin surprins, dacă era meci în preliminari. Sau vreun amical cu Anglia. Aia nu, nu mai spun. Și se joacă pe Ferenc Puskas, care e stadion mare, adică nou, e adevărat. Da, probabil că se pregătește o acțiune. Realitatea e că pentru subiectul ăsta ar trebui să ai invitat în emisiune un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe. Cei de la MAIA au refuzat astăzi să... Au refuzat să comenteze astăzi, raportându-se la reacția federației. Că practic nu mai există un subiect din moment ce UEFA a refuzat. Numai că din punctul meu de vedere este un subiect din moment ce Federația Maghiară continuă chiar și după ce UEFA le-a trimis o scrisoare să spună că ei rămân pe poziții. Da. O să fie interesant dacă pe nouă ne-au suspendat, ne-au închis o parte din stadion pentru că i s-a părut unuia, nici nu știm cui, că un steag ar părea doar simbolul, mă rog, crucea celtică, un simbol neonazist. Nu era asta și noi am demonstrat cu imagini și cu că nu este asta. Sunt curios ce măsuri va lua UEFA, probabil FIFA. Fiind meci european, adică în competiție amicală aici, eu este cred vorba că de niciodată UEFA. UEFA este subordonată FIFA, deci este afiliată FIFA. Niciodată nu cred că FIFA va lăsa chestiile astea nesancționate. Și cred că se ajungă departe. Nici eu nu cred că va lăsa, pentru că dacă le lași nesancționate, deschizi. Da. Că sunt și alte zone în Europa. Uite ce e în Spania. Da, Spania, fosta Iugoslavie, ce s-ar întâmpla acolo dacă lași. Da. O să vedem imediat imagine cu... Practic de unde a plecat tot acest scandal. La meciul din toamnă pe care Ungaria l-a disputat acasă cu Italia, a fost... Unii spectatori au afișat următorul steag și vreau să dăm imaginea să vedem. Steag care conține practic granițele Ungariei înainte de tratatul de la Trianon din iunie 1920. Da? Granițe care cuprindeau actuale teritorii din mai multe țări.
cum ar fi România, Cehia, Slovacia, Serbia, Croația și așa mai departe. Seamănă cu un caras așa de dur. Coada pe stânga, da. Da. Nu avem nevoie noi așa, de așa ceva. După tot scandalul pe care l-a declanșat Chivulete oprind meciul la Sfântul Gheorghe, nu cred că vine bine chestia asta. Bine, cumva aici noi suntem implicați într-un mod indirect. Sigur că da. Iar eu vreau să subliniez faptul că apreciez enorm poziția pe care au adoptat-o oficialii clubului Șepși. Da. Care au spus clar că se delimitează și nu e ușor lucru să spui asta, știind foarte bine că există o influență a maghiarilor foarte mare. Inclusiv ieri discutam de câți bani a primit Șepși din Ungaria, că e vorba de sponsor, că e vorba de guvernul maghiar, că acolo nu contează. Și oamenii au spus clar, deci eu ce am citit printre rânduri, că ei sunt români. Adică, indiferent că etnia este maghiară, ei sunt români. Trăiesc în țara asta și vor să respecte regulile. Ceea ce mi se pare ok, mai ales că nu înțelegeam niciodată de ce s-a forțat atât de mult cu chestia aia, cu imnul secuilor și n-am înțeles-o, pentru că aia nu putea să fie decât o provocare. Și chiar nu era. Știți ce mai surprinzător aici? Faptul că președintele Federației Maghiare este vicepreședintele UEFA. Vicepreședintele în funcție, da? Sándor Csányi. Da. Din 2018 în funcție, înțeleg că îi expiră mandatul în 2023, anul ăsta. Faptul că vicepreședintele UEFA postează pe site-ul Federației Maghiare ceva ce UEFA nu a permis, asta mi se pare elocvent în tot acest scandal. Dacă e pe ultima sută, face... Da. Face ce vrea să acum. Dacă e pe ultima sută. Deci forurile europene și mondiale sunt total împotriva implicării politicului în sport, da. Iar ei tocmai asta fac acum. Da. Eu nu așteptam. Aseară eram în emisiune când s-a anunțat în premieră, deci Nemzeti Sport a scris în premieră, eram cu Andrei Vochin, cu consilierul președintelui Federației Române de Fotbal, care a spus că nu cred așa ceva. La sfârșitul emisiunii a apărut și confirmarea de pe site-ul Federației Maghiare de Fotbal, care mi s-a părut foarte grav. Dar mă gândeam că au OK UEFA, adică nu mă gândeam niciodată că pot face o chestie de genul ăsta, care este o chestie de insubordonare totală. Puteam să înțeleg o știre dată de un ziar, o televiziune, sigur, pe surse, care să nu se confirme. Da? Gen Cacan, da. Da, nu, sau, nu știu, să nu fie aflat exact. Pe surse, deci, când Federația publică oficial o chestie pe care UEFA o infirmă, asta mi se pare din calea afară. Și aici mai vedem un lucru, îl vedem pe Victor Orban cu un fular la gât care conține care conține granițele Ungariei mari. Evident că nu poți să faci, nu poți să nu faci toate aceste legături. Victor Orban, relații cu Sándor Csányi, care este, înțeleg, cel mai bogat om din Ungaria. Este CEO OTP Bank, deține alte multe afaceri, averea lui e valuată undeva la 1,5 miliarde. E multitasking, face și fotbal, face de toate. Da. E bine. Și atunci rămâne să vedem ce se va întâmpla prima dată mâine la Budapesta, la Ungaria-Estonia. Federația Română de Fotbal, dar nu doar Federația Română de Fotbal, înțeleg că va face imediat orice sesizare dacă la un meci la care nu e implicată vor apărea astfel de steaguri. Deci trăim cu emoții meciul ăsta. A rămiză. A rămiză, da. Avem acolo doi spioni, pe Cai și pe Tân. Cum vedeți toată nebunia asta? Știu, o nebunie, adică nu văd, văd cu bătaie lungă. Adică credeți că e doar așa, ca un clișeu, o furtună într-un pahar cu apă, sau credeți că lucrurile vor fi mai agite? Lucrurile nu sunt de acum. Nu sunt, așa e, nu sunt de acum. Sunt niște pași care se doresc urmați. Da, cred că trebuie să luăm atitudine. Da. Cei ce sunt în măsură. Și repet, încă un amănunt important, după ce UEFA a răspuns practic și ziariștilor din România și Federației Române de Fotbal, a trimis o scrisoare oficială către Federația Maghiară în care să le reamintesc că nu v-am răspuns nimic în acest sens, aveți grijă ce faceți. După acest anunț, Federația Maghiară a oferit un punct de vedere pentru Nemzeti Sport în care a spus nu dăm înapoi de la ceea ce am prezentat aseară. Eu cred că mâine vor fi aceste steaguri. Da. Asta e și impresia mea. Părerea mea. Da, îți asumi în momentul în care faci asta. E exact asta, cum se asta în niciun caz nu este ideea Federației Maghiare de Fotbal. Ce anume? Chestia asta cu
peștele ăla pe stadioane. A, spune deci, că vine la nivel de stat. Bineînțeles. Da. Nu, poate, nu există așa ceva. Deci e foarte clar că e pornită din altă parte și probabil că se vor risca, știu eu, și conflicte diplomatice, că nu suntem doar noi în situația să fim deranjați de asta. Trei, patru țări sunt. Sigur că da. Sunt mai multe patru țări. Sunt mai multe. E Slovacia, e Ucraina, e Serbia. Croația, Slovacia. Păi ați jucat în... Am jucat la Dunai. De două ori am jucat. Da. În, și la Bașca Topola. Și la, cu Bașca Topola, într-adevăr, am jucat în altă parte. Dar atunci era COVID-ul în formă și am jucat mai puțin. Era pe unii, nu era. Da, și am jucat și la Dunajska Streda. Chiar am fost și la meciul România-Italia sub 19 la Dunajska Streda, că acolo s-a jucat. Turneul final. Da. Da. Dar am mâncat o pulpă de rață pe pat din ăla de dumpling, de găluște din alea, super. Apropo de ce ați spus aseară, că nu vă deranjează absolut deloc investiția sub o formă sau alta pe care guvernul maghiar o face la Sepsi. Am spus asta pentru că eu consider că o echipă bună ajută mai mult nivelul fotbalului românesc decât o echipă slabă pe un teren prost, că tocmai am văzut o rezărie aia și cred eu că e benefic. Nu, că mă refeream la sursa de finanțare. Da. Și multă lume astăzi am văzut că a reacționat, mă rog, în mediul online, la nivel de suporteri. Atunci de ce aveți ceva cu finanțarea celor de la Steaua? Pe același principiu. Oamenii ăștia care tot reacționează așa, că sunt foarte atenți, să ia emisiunea, că e urcată pe YouTube, să ia emisiunea să vadă că e foarte interesant. Că am explicat foarte clar că asta, echipa asta, la CSA, efectiv, se dă foc la bani. Este o echipă fără niciun viitor, creată numai pentru a se ajunge prin diferite mijloace la un prejudiciu inventat de oameni care au probleme cu legea și ce spun, susțin cu argumente și cu probleme. Cine are probleme cu legea? Evaluatorul, care a inventat mizeria aia înfiorătoare de 37 de milioane. Ei spun că am prejudiciat clubul cu 3,7 milioane pe an, dar când au avut toate posibilitățile să valorifice sigla, au făcut câteva zeci de euro sau ceva de ceva infim. Nu există așa ceva. Prejudiciul ăla este inventat. Asta era miza acestui club unde s-au băgat milioane și milioane și care nu are drept de promovare. Ok, dar dacă ar avea drept de promovare, ar fi ok. Pe perspectiva ar fi alta, adică ar fi un nou club, poate de forță, Colegul meu de bancă din școala generală a fost împușcat și a murit la Revoluție. N-ar fi ok pentru cei care au murit la Revoluție să ne întoarcem, deși am stat mult în zona aia în care ne-a prins Revoluția, cu mentalitatea noastră și... Dar să ne întoarcem de unde am plecat, cu cluburi departamentale, am făcut fotbal profesionist, să ce? Să ne întoarcem de unde am plecat? Ok. Dacă se hotărăște asta la nivel guvernamental, ne întoarcem și acolo. Poate să crească nivelul fotbalului și așa. Da, eu nu văd totuși o mare diferență între o echipă a Ministerului de Interne și o echipă a statului maghiar, na, ca să spun așa, pe șleau. Păi, care e diferența? Diferența este că pe mine nu mă interesează. Și dacă nu dădea guvernul maghiar bani și dădeau benzinăriile din Ungaria, era ok? O secundă, că așa anumite firme, care nu sunt neapărat cu capital majoritar românesc, sponsorizează și alte echipe importante în România. Asta nu înseamnă automat că echipa aia depinde de o finanțare de afară. Eu am citit un punct de vedere al celor de la Sepsi, care au spus că nu guvernul maghiar dă bani la club. Nu guvernul maghiar dă bani la club, dar în momentul în care toată infrastructura de la Sfântul Gheorghe este venită de la Budapesta prin finanțare. Și nu e bine? Nu, eu n-am spus asta. Eu am spus, dacă asta e bine și acceptăm, de ce nu acceptăm și implicarea statului român în așa ceva? Pentru că nu există implicare decât ca să se ajungă la 37 de milioane. Asta încerc să spun. Legea sportului nu permite ca echipele să promoveze. Și atunci cineva bagă banii noștri strânși, colectați din impozite, fără să ne întrebe, într-o gaură neagră.
într-o echipă care nu are drept de promovare. Nu poți să susții performanța în sport dacă nu are drept de promovare echipa respectivă, nu are obiectiv, nu are nimic. Aici sunt perfect de acord. Se mărește bugetul, deși se știe că nu promovează. Asta este ceva penal, în opinia mea. Aici e corect. Faptul că echipa nu are drept de promovare, nu are niciun viitor. Când se dă legea, nu mai am nimic de comentat. Dar dacă echipa ar avea drept de promovare, practic ar trebui... Dacă ar avea, dar nu are. Nu are deocamdată. Da. Corect. Hai să așteptăm să aibă și atunci mă întrebați-mă. Da, ok. Da. Că atunci abia aștept să fie FC Ministerul Apărării Naționale, să fie FC Ministerul Sănătății. De ce nu? Nu o să aibă probleme să angajeze medic la echipă. Așa. Să fie FC, știu eu, Ministerul Justiției. Mulți jucători au făcut dreptul, pot oricând veni. Da, cluburile susținute de autoritate locală, sunteți de acord? Da. Eu sunt de acord cu orice vine ca să crească performanța. Da, e ok competiția asta privat versus stat? Nu este corectă, dar pe o parte aș putea spune, doamne, nu e normal, unii vin cu banii lor, curățați de taxe, alții din taxe vin și susțin echipe. Așa stau lucrurile. Dar atâta timp cât eu consider că noi, Steaua, FCSB, putem crește dacă jucăm cu Sepsi, în loc să jucăm cu... Să mă ierte, nici nu știu să dau un nume, să supăr cu Lunca, Cemez, nu, era o echipă care îmi plăcea. Ase, Nova, Mama Mia, Becichere Gumic. Decât să jucăm cu, care ar fi susținute de autoritățile locale, decât să jucăm cu Ase, Nova, Mama Mia, Becichere Gumic pe un teren prost și să ne chinuim să ajungem acolo, mai bine jucăm cu Șep și Oeșca pe un teren excepțional, un stadion cu tot confortul și ne bat sau îi batem, asta este, dar creștem. Așa văd eu lucrurile. S-ar putea să mă înșel. Da. Sper să n-ajungem în momentul în care Uniunea Europeană va interzice chestiunea asta. Implicarea, mă uitam și acum pe datele financiare, nu știu, astăzi la voluntari, mă uitam așa. Da. E adevărat că a scăzut mult ce au primit de la primărie, dar în continuare suma depășește 2 milioane de euro. 2 milioane de euro. Enorm. Mai mulți. Anul dar este și o primărie care are un buget mare. Are un buget foarte corect, așa este. Și se respectă legea? Și nu am spus asta. Că dacă nu s-ar respecta legea, bănuiesc că oamenii ar fi în altă parte, dar nu ar mai fi la primărie. Eu mă refer strict la competiție dacă e loială. Da. Loială nu este, dar un privat și unul de la stat sau autoritate locală. Nu convine faptul că nu suntem lăsați să jucăm pe un bun al poporului asta român. Asta e altă discuție. Asta da. Aia este o bătaie de joc și cineva odată și odată tot va răspunde. Așa cum... Dar chiar ați mai făcut vreo solicitare? Am mai făcut o solicitare, așteptăm răspuns. O solicitare... Am făcut o solicitare punctuală. Pentru? În data D și în data D vă rugăm să le puneți la dispoziție și să... Așa. Când știm sigur că acolo nu... pentru ce meciuri ați făcut? Pentru meciurile când CSA nu are meci acasă, echipa de fotbal. Cred că undeva în final de play-off e asta. Da, da, da. Sunt două meciuri, parcă. Am înțeles. Eu doar am transmis celor de la birou să se ocupe și ieri să trimită solicitarea. Pentru cele două date? Pentru cele două date. Care ar fi, practic, în final de play-off, meciurile de acasă ale FCSB-ului. Exact. Spuneți-mi de Rapid. Cum o vedeți, bănuiesc că simțiți în continuare pentru Rapid, indiferent pe unde o să fiți. Multe, multe lucruri. Cum ultimul meci, cred că au făcut un meci bun. Foarte cu bun. Cu CFR-ul. Da. E unul din cele mai bune din ultimul timp. Cred că meritau să câștige la ocaziile care le-au avut. Cred că toate echipele sunt cu șanse de la titlu. Mi se pare că Rapid este peste ce ar trebui să fie sau e sub peste ce ar trebui să fie raportat la valoarea jucătorilor, buget, ce antrenor au, ce stadion, mă rog, tot ce e, sau e acolo unde ar trebui să fie? Sunt cel puțin unde ar trebui să fie. Eu cred că deja ei spun în momentul ăsta că vor cupele europene sau eu cred că se pot gândi și ei la titlu. La titlu? Da. Din poate ăsta e punctul meu de vedere. Poate au șanse mai mici decât cele la alte echipe, dar atâta timp cât există, chiar mici, eu cred că se pot gândi. Plus că când joacă pe Giulești au un avantaj extraordinar.
în ultimele meciuri nu prea a mai fost așa. Multă vreme a fost echipa care a condus în clasamentul meciurilor de pe teren propriu, ei cu fază. Da, cred că toate, poate doar Sepsi cu puține foarte mici șanse pentru a se bate la titlu, dar cred că celelalte 5 sunt îndreptățite toate să se gândească. Ce impresie vă lasă Mutu? Acum, dincolo de faptul că el a fost cel care a venit în locul dumneavoastră, așa cum l-ați simțit, cum l-ați văzut, nu, a trecut un an de zile de chiar, când era rapid? Nu știu, nu este etic, colegial, a venit după mine, chiar niciodată nu îmi place să... Nu mi se pare frumos să spun nici. Îi sunt alături și sper să aibă rezultate cât mai bune. În ce relații mai sunteți cu cei din conducerea Rapidului? Sau dacă mai sunteți în o relație? Sunt în relații normale, nu... Pare că nu prea sunt deja, cum o spun. Nu avem nimic de... Mai vorbim din când în când și atât. Știu că atunci n-ați plecat în relații tocmai bune. Adică... Da, am plecat în relații bune. În sensul că știu că m-am luat o emisiune și spuneați, mă rog, poate faptul că sunteți un rapidist adevărat v-a determinat să nu plecați de acolo cu resentimente. Dar n-a fost o despărțire tocmai amiabilă atunci? A fost amiabilă, dar a fost în niște momente poate nepotrivite și niște discuții probabil nepotrivite. Trebuia să lăsăm un pic să treacă timpul, o săptămână, două, să avem atunci alte discuții. Dar eu cu ei, cu siguranță, nu o să am niciun resentiment și o să rămân prieten pe viață, cel puțin cu toți cei care am lucrat în acea perioadă. Uh-huh. O să vă duceți la meciuri pe Giulești? La un moment dat o să mă duc. Cred că o să mă duc chiar acum în play-off o să mă duc. Dar de ce la un moment dat? Păi nu am fost până acum. Acum chiar n-ar avea ce să se interpreteze sau ceva de genul ăsta. Mai ales că sunteți recunoscut ca un rapidist adevărat. O să mă duc la meci, clar. Asta o să mă duc rapid. Vă dați seama, dacă am toată cariera mea nu foarte impresionantă de fotbalist, am jucat de la numai la rapid, na. O să mă duc la meci. Da. Până la Naționala Mare discutăm un pic despre o națională mică, cea sub 19 ani, care astăzi a început turneul de elită care se joacă în Franța. Turneu care ne-ar putea sau ne-ar fi putut duce la campionatul european. De ce spun asta? Pentru că astăzi am întâlnit Norvegia în primul meci din grupă, din care mai fac parte Franța și Irlanda de Nord, și am pierdut 4-0. 4-0 cu Norvegia, în minutul 20, dacă nu mă înșel, era 3-0 pentru Norvegia. Raportul șuturilor la poartă în primele 20 de minute era 8-0 și 5-0 pe poartă. Asta ca să ne facem o impresie despre raportul de forțe. Ok, poți să pierzi un meci. Vreau să vedem însă primul 11. Atenție, categoria de vârstă, sub 19 ani. Adică născuți în 2004 sau mai mici? Adică născuți după 1 ianuarie 2004. Exact. Asta e ideea. Păi întâlnim aici niște nume cu care suntem foarte familiarizați de la nivelul ligii întâi. Unii sunt acum sau așa la nivelul ligii a doua. Care joacă bine în momentul ăsta. Și unii, exact, și care joacă și bine, unii dintre ei. Cum e Mazilu și cu Borza, cum sunt? Borza, Mazilu, clar sunt în formă. Și cam atât. Da. Bun. Restul sunt cu ceva Sala a jucat la nivelul primei ligi. A jucat, nu știu dacă are 100 de minute. O secundă, vorbim de un 19. Știu, dar nu, n-a jucat. A jucat foarte puțin. Foarte puțin, dar a jucat. Da. E în lotul unei echipe de play-off. Muția și el, Rada Slavescu a jucat, e adevărat. Burnete și Vulturar sunt de la Lecce. Eu am văzut echipa asta națională, am văzut-o jucând în turneu de calificare. Turneu care ne-a dus acum în Franța. De elită, da. La turneu de elită. Și am realizat faptul că este o generație foarte slabă. Foarte slabă. Singurul fotbalist care ieșea în evidență era Borza, care era mult mai mic decât ceilalți. Mazil Borza nu era. Nu era Mazil. Că Borza este născut 2005 noiembrie. E foarte mic. Și mă plăcuse un fundaș dreapta, Maftei, care acum am văzut că e rezervă de la Deș, mă rog. Nu era o echipă, uite, chiar îl remarcați că atunci pe Boțogan, care este 2004 de la Unirea Slobozia, am văzut că și la echipa de club nu prea joacă, dar care e problema? Ăla e mijlocaș central și la echipa de club juca mijlocaș stânga, aripă stângă, pentru că sunt mulți antrenori care sunt forțați să folosească jucători, mai ales la a doua divizie, unde trebuie să joci cu un 2002 și cu un 2004. Ești obligat, chiar dacă ești mult mai slab decât jucătorii pe care ai putea să-i bași pe poziție lor. Că asta toată lumea spune că, domne, e o idee extraordinară, crește nivelul fotbalului. Nu știu dacă nivelul fotbalului crește.
forțând niște jucători care nu merită să joace. Ideea e că Boțocan acolo juca aripă stânga. Nu putea să atingă mingea, că nu era... Cum să iei un mijlocaș central, care joacă simplu și un băiat inteligent, să-l pui în stânga? Nu poate să dribleze pe nimeni, că nu-i de meserie. E, i-am văzut jucând cu Letonia și am zis, Doamne, slabă generație avem. Slabă generație. 2007, care, bă, copiii care sunt mult mai mici, este, ăștia au o generație care, de care se va auzi. Pentru că e foarte bună generație. Generația asta e slabă, nici 2006, nici cine știe ce... Se pot pierde meciuri, da. Problema, Dane, nu este că ne bate Norvegia la sub 19 cu 4-0. Problema e că ajungem de ne bate Norvegia la echipele naționale cu 4-0. Pentru că Norvegia l-a pe Haaland. Ne-a bătut, da. Ne-a bătut. Cu tripla lui Haaland. Da. Ne-a bătut. Asta este, ăsta e nivelul la care suntem. Da, nu chiar ăsta e nivelul, dar eu am vrut să arăt practic realitatea, pentru că vedem niște jucători pe care îi lăudăm, cel puțin în ultima perioadă, etapă de etapă, Borza, Mazilu, îi vedem în 11 naționale și ne facem speranțe, normal, dacă nu-ți faci pe și cum să nu-ți de la Lecce, dacă nu mă înșel, Lecce e în față la Primavera, da, în 19. Da, da. La Primavera, eu am văzut multe meciuri din Primavera. Nivelul nu este cel la care se așteaptă lumea. Și se sper, da. Apropo de jucători tineri, că l-ați avut și ați lucrat cu Rare și Lie, aveți vreo explicație pentru faptul că nu se integrează, nu se acomodează la Nice? Pleacă în Israel, la Maccabi, nu joacă, nu prea joacă acolo, totuși. Ok, în Franța e un nivel deosebit. Poți să înțelegi că un jucător foarte tânăr cum e el, 2004 născut? Sau 2003. Poate să aibă probleme, dar nici în Israel. Eu cred că, pe părerea mea personală, cred că îi făcea mult mai bine să se întoarcă la Rapid în momentul ăsta. În loc să plece în Israel? Da. Adică avea un loc asigurat, juca, avea pe cei cu experiență care aveau drag de el, dar mie mi-a plăcut o chestie aici, am văzut un interviu al lui Răzvan Marin și mare, foarte mare dreptate avea. Când pleacă jucătorii români în străinătate, se termină cu chestia aia, cum suntem noi, avem un tânăr, stai că antrenorul ia în brațe, vine conducătorul, vine patronul, hai, vin suporteri, toată lumea. Acolo nu mai te-ai dus, ești pe drumul tău și, nu știu, cred că îi făcea mai bine să vină la Rapid decât să meargă în Israel să nu joace. Pentru că îi se va termina împrumutul la Israelien, la Maccabi, va reveni la Nice și cu siguranță va... probabil va fi din nou împrumutat. Asta vreau să spun, că în vară poate fi o variantă pentru Rapid, pentru că el va fi eligibil. Da. Nu? El va fi eligibil, da, sigur că... Iar cine îl va... Da, că la anul se joacă cu 2002, da. Exact. Nu? Iar dacă o echipă din străinătate vrea iar să împrumute un jucător, văzând că n-a jucat nici la Nice, nici la Maccabi, e greu să... Va fi reticent, evident. Pe când Rapid, de exemplu, știe și măcar se raportează la forma lui din momentul în care l-a avut. Și poate avea o șansă de a se... De aici reveni. Da. Doar da. Problema este în felul următor. Tu ai, pe noi 2002, deci are... Va fi și eligibil, da. Nu mai e Sefer, care e 2000 exact. Eligibil. Problema este că tu l-aduci împrumut să joace și să scoate din echipă un jucător în care totuși ai speranțe, că... E tânăr, da, joacă și crește. Numai că marele avantaj ar fi că ai totuși adică siguranța, un plus la regula U21. Care iar vine la vorba mea. Că dacă te noi forțează, noi, te forțează regula să jucat... folosești o echipă mai slabă decât ai putea să o folosești. Păi da, asta este substanța regulii. Că altfel substanța n-ar juca regulii, atunci... Dar nu cred că e aplicată cum trebuie. Dar cum ar trebui? Să fie plătite cluburile care folosesc jucătorii sub 21. Da. Da. Și atunci nu ar mai exista pentru că asta, eu mă mir că asta, în mod normal, ar trebui să ajungă în instanțele civile. Pentru că... Dar a fost atacată. Este, nu știu dacă a fost. Adică eu dacă aș fi... Uite cum a fost situația la noi. Niță era titularul echipei noastre. Avea șanse mari să fie titularul echipei naționale. Și la un moment dat a fost scos din echipă să apere Vlad, care respecta regula, iar Niță, în mod normal, lui Niță îi se îngrădea dreptul la muncă. Nu îi se îngrădea, pentru că putea să fie folosit Niță, să fie folosit în câmp un alt jucător. Nu știi cum hotărăște instanța. A fost o... Știu, dar nu știi cum. S-a judecat speța asta și a fost declarată ca fiind o măsură nediscriminatorie. Da, și tu, antrenorul vii și spui, îl bag pe Vlad, doar că e 2001. Da.
Nu că e mai bun. Să Luca Andronache. Da, am înțeles, dar până la urmă asta spun, asta este substanța regulii, pentru că federația spune e nevoie de o astfel de regulă ca să promovăm jucători tineri, că dacă n-ar fi nevoie și ar fi mod natural, atunci n-ar fi nevoie de regulă. Bun. Dar e nevoie de o astfel de regulă. Eu zic că nu e nevoie. Că dacă era nevoie, o foloseau portughezii măcar. Nu spun de englezi, de francezi, de... De ce nu facem ceea ce fac ăia din fotbalul avansat? De ce venim să inventăm? Întreb. Nu reproșez, doar întreb. Și eu cred că nu e în regulă treaba asta. Spuneți că nu au fost jucători câștigați cu regula asta? Au fost jucători care au jucat și care ar fi jucat oricum. Pentru că mă uit la cei care au terminat. Să vedem câți mai joacă. Ce așa este și ce a fost. La un moment dat, acum vreo 3 ani, trecuseră vreo 3-4 ani de regulă și luasem generația care tocmai terminase și am vrut să văd în anul următor câți dintre ei mai joacă. Asta vreau să spun, e anul ăsta, Liga a doua, jucătorii de 2002 și vedem sezonul următor. Asta am făcut atunci. Și procentul era așa, 75% nu mai jucau. De la Liga a doua. Jucau și 25% jucau. Da. Mi s-a părut un procent foarte mic. Vorbeam cu Andrei Vochin, el spune un procent foarte bun. Dacă e bun, nu? Așa spunea, mie mi s-a părut mic totuși. Să nu mai pot să... Și mie mi se pare mic. Și mie mi se pare mic, da. Și îți mai spun încă o chestie. Echipa de tineret, care a fost la turneul final în Italia San Marino, a făcut rezultate uimitoare. Da. A jucat semifinală. Da. Bun. Majoritatea jucătorilor a ajuns la echipa mare. Păi, era și logic să ajungă. Da, da. Dar echipa mare nu mai face rezultate. Nu face. Îți dau un alt exemplu. Mă duc puțin în urmă. Echipa națională sub 20 a Serbiei a ieșit campioană mondială. Da. Generația lui Milinkovic-Savic. Născut 95. Afară de Milinkovic-Savic și de... Dar nu mai pot să spun altul, pentru că nu mai este. Că el joacă la Lazio și a suscitat interesul cluburilor mari. A rămas la Lazio. Oricum, să zicem că e un câștig. Nu pot să-l pun pe Živković. Nu. Nu pot. Aș vrea, dar nu pot. Nu există. Nu contează ce rezultate faci la juniori, nu contează ce rezultate faci la tineret, contează ce rezultate faci la seniori, că de acolo vin bani. Nu, corect. Dar federația, să știți că nu face regula asta pentru a avea rezultate la tineret. Automat poate apar și rezultate la tineret, dar bătaie tot pentru echipa mare. Păi și unde sunt rezultatele de la echipa mare? N-au fost timp? Nu, da, a fost problema. Timp. A fost timp. Actuala federație a fost instalată în 2014. Au trecut aproape 10 ani, așa e. Asta așa e problema. Da, corect. Aici sunt așa. 9 ani și nu se vede nimic. Da. Se vede o calificare, s-a văzut la început o calificare, dar a fost la început, adică cu ce s-a preluat. E, acum, în schimb, avem o grupă care pare accesibilă. Chiar foarte accesibilă. Și că grupa din Nations League a fost accesibilă. Părea accesibilă. Păi în Nations League, unde suntem noi în orice categorie, mă să nu fim în aia, nu prea are cum să nu fie accesibilă, da. Păi nu. Da. Ok. Dar aici... N-am întâlnit balauri. Ok, o excludem pe Elveția, că spui că... N-ar trebui să o exclud. Nu, dar să zicem. Da. Excludem Belarus și Andorra, ca să facem calculele mai simplu. Dacă și atunci, era Franța în locul Elveției, trebuia să o excludem. Așa că trebuie să excludem Elveția. Nu, dar nu e o dramă dacă o excludem, asta spun. Și atunci rămân așa. Între România, Israel și Kosovo, se alege o echipă care merge la Euro. Mie mi se pare, adică mai mult de atât, mi se pare la îndemână. Problema este cât de jos am ajuns încât să nu putem să accesăm o calificare nici într-o astfel de grupă. Cum vi se pare... Dacă am spus că ne batem cu Kosovo și Israel... Pe asta e. E clar, că suntem foarte jos. Da, corect. Așa e. Suntem foarte jos. Tot avem așteptări și sperăm, ne uităm. Nu avem aproape pe nimeni în Liga 1, în campionatele puternice. Îl avem pe Răzvan Marin. Răzvan Marin în Italia, atât. Da. În rest? Mai... Nu cred. Pe Ionuț Radu, acum îl avem, apără... În Franța... Da. La Auxerre, apără. Auxerre într-un campionat. Nu, apără și de când s-a dus el, echipa a început să facă puncte cu el. Da. Dacă ne uităm în trecut, aveam 7-8 jucători. Poate cel mai bun fotbalist român la ora actuală e Nicolae Stanciu, cred. Că e cel mai bun fotbalist român, că am demonstrat-o și de câte ori în echipa națională, joacă în China. Asta așa, că vine la acțiunea asta fără să aibă meci oficial de 3 luni. Și asta mi se pare interesant. Cât de bun ai fi să nu joci de 3 luni? Uite-te,
Uite Shakhtyor ce a făcut în cupele europene. Ei nu jucau nicăieri. Mai dădeau și cu bombe pe unde până ar fi trebuit să... Până la dubla asta cu Feyenoord. Ok. Doar că eu i-am văzut jucând, am văzut meciul cu Real Madrid. Au jucat fantastic. Da. Da. Nu, și Feyenoord, lucrul la acestui echipă... Și nu cred că noi ne permitem luxul de a nu-l folosi pe Nicolae Stanciu. Care, în opinia mea, este un jucător... Nu, va juca cu excepțional, sigur, da.